Când eu eram tânăr și am plecat de acasă din satul meu natal, am venit pentru liceu, mai tânăr decât voi. M-a condus tata spre gară, spre tren. Aveam să plec pentru prima dată, fără ei, fără părinți. Trebuia să plec pentru multă vreme de acasă. Mergeam pe drumul spre Someș ca să trecem peste Someș și să ajung la gară, să mă ia trenul de lângă tata și să mă ducă departe spre Timișoara. Și la un moment dat, în drumul nostru spre gară, s-a oprit, el îmi ținea geamantanul în mână, s-a oprit pe loc, s-a îndreptat spre mine și mi-a zis așa, Nelule, te duci la Timișoara. Acolo Dumnezeu te va binecuvânta, El îți va purta de grijă. Dar a adăugat El așa, dar când îți va merge bine, vezi să nu-l pe Domnul. Eu stau în fața voastră astăzi ca să vă spun aceleași cuvinte pe care le-am auzit de la Tata. În studenție sunt multe provocări. Veți întâlni oameni noi, veți întâlni profesori foarte inteligenți pe care îi veți admira, veți întâlni situații de tot felul, dar vă rog, vă rog să nu-l uitați pe Domnul. Vreau să deschid scriptura și să citesc cuvântul lui Dumnezeu din această zi, dar nu vreau să-l citesc singur, vreau să-l citesc cu voi. Poate veți zice așa, frate, nelo, n-am luat Biblia la noi. O veți poate pe telefon, dar vă asigur eu că o vom avea aici, pe ecran. Și aș vrea un cor de studenți și iertați-mi și vocea mea bătrână, lângă vocile voastre tinere, să citim împreună cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce vom citi astăzi, după aceea pe voi vă voi lăsa să vă așezați. Dar deocamdată citim cuvântul împreună. Voi stați ridicați și vă rog să citiți împreună cu mine din Cartea Faptele Apostolilor de la capitolul 20, versetele 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Haideți să citim împreună, să vedem un cor de câteva zeci de voci. În ziua din tâi a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus unde eram adunați, erau multe lumini și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbirea lui Pavel. Biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis, nu vă tulburați, că sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Amin. Ați auzit expresia nici prea prea, nici foarte, foarte. Cine a auzit expresia asta? Mâna sus, nu numai studenții, și ceilalți. Nici prea prea, nici foarte, foarte. Ce înseamnă expresia asta? Ce induce această expresie? La ce ne cheamă? Eu să știți că am căutat în dicționar și vă dau definiții de dicționar. Expresia nici prea prea, nici foarte foarte, înseamnă așa și așa. Înseamnă nici bine, nici rău. Înseamnă potrivit, înseamnă mediocru. Acum mi-aș gădui o întrebare, dar nu, vă rog să nu răspundeți, nici cu voce tare, nici să nu ridicați mâna. Câți dintre noi, dintre cei de aici, au ca filozofie de viață tocmai această expresie? Nici prea, prea, nici foarte, foarte. Dragii mei, am început cu expresia aceasta, știți de ce? Pentru că, din păcate, societatea secolului 21 este bântuită de acest sindrom. Spirituale, zic eu, în care oamenii vor să împace și capra și varza. Oamenii vor să împace și una și alta, și zic ei: câte un pic biserică, câte un pic uh, distracție, câte un pic uh, servici, câte un pic din astea, și fac oamenii multe, dar vai, pe toate le fac în mod superficial. Eu stau înaintea dumneavoastră să spun că înaintea lui Dumnezeu nu merge cu lucrurile superficiale. Nu. Știți că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al excelenței? Unul care tot ceea ce face, face în mod excelent. De ce vă spun asta? Uitați-vă la creație, la relatarea creației de pe paginile Sfintelor Scripturi și veți vedea că acolo Dumnezeu S-a uitat întotdeauna la ce a făcut. Dumnezeu a analizat ceea ce a făcut. Și după fiecare zi a Creației și zice: Și iată că toate erau bune. După ce a făcut toată Creația, s-a uitat Domnul spre tot ce era acolo și a zis: Toate erau foarte bune. Știți ce înseamnă aceasta? Dumnezeu este interesat ca tot ceea ce facem noi să facem foarte bine. Și ceea ce nu trebuie făcut mai bine să nu facem. Însă eu înțeleg bine spiritul tineresc și îl înțeleg bine pentru că vă vine sau nu vă vine să credeți, am fost și eu pe acolo, pe la tinerețe. Ei bine, înțeleg spiritul tineresc și știu cum sunt tinerii. Ar vrea să puce totul, să facă totul, să guste din toate. Însă, dragii mei, trebuie să vă aduc aminte că toți tinerii, toți oamenii, sunt limitați. Toți avem niște limite. Însă, astăzi aș vrea să înțelegeți împreună cu mine că pentru a face lucrurile cu excelență avem nevoie de hotărâri ferme. Să vă fac urări la început de an universitar să dea Domnul să fiți cei mai buni studenți. Așa. Dar mai fac o urare, asta, asta chiar o fac și mai apăsat. Să dea Domnul să fiți cei mai pocăiți. Amin. Sigur. În toate cele să fiți cei mai, dar la cele ce-i plac Domnului. Îmi pare rău să știu că sunt în societate unii care sunt cei mai la cele rele. Însă voi care ați beneficiat de o creștere bună și Iată de la învonul bisericii poarta cerului, în drept glas către părinții voștri, care poate sunt departe unii dintre ei. Și le zic un mulțumesc frumos, pentru că v-au adus în credință până aici, de aceea sunteți voi astăzi în casa lui Dumnezeu. Datorați mult părinților voștri, iar eu în numele Domnului le mulțumesc pentru ceea ce au sădit în voi. Dar aveți grijă, vă rog frumos, Există un diavol care va vrea să smulgă ceea ce au sădit părinții voștri în voi. Un diavol care vrea să smulgă credința din voi. Un diavol care este interesat să vă facă să gustați din lucruri nepermise. Ca apoi să vă ducă pe căile rătăcirii. Însă stau înaintea voastră ca un părinte spiritual și vă rog să vă apropiați întotdeauna cu încredere de toți slujitorii Bisericii. De păstorii Bisericii. Veți avea timp să-i cunoașteți de prezbiteri, de diacone, apropiați-vă cu încredere și ori de câte ori întâmpinați o problemă de un fel sau alta, sau altul. Îndrăzniți să cereți sfat. Nu vă duceți să cereți sfat de la cine nu trebuie. Pentru că noi înșine vrem să stăm conectați cu Dumnezeu, Cel ce ne-a făcut pe noi. La ce folos dacă ai o mașină Mercedes te duci la reprezentanța Dacia să ți o repare. Nu, te duci la reprezentanța Mercedes. Ei bine, tu care ești creștin, nu te duce să ceri sfat la oamenii care n-au nimic cu Dumnezeu, ci caută sfat la oamenii care se tem de Domnul. Aș vrea să vă chem în această zi, dragi studenți, dragi tineri prezenți aici, dragi frați și surori, e foarte important în căutarea excelenței să înțelegem că trebuie să luăm decizii pentru asta. Cu asta începe totul. Ați auzit dumneavoastră de măgarul lui Buridan? Cine a auzit de măgarul lui Buridan mână sus? Ei, Buridan, un filozof francez, a dat această pildă, vorbea despre un măgar flămând și însetat din calea afară era pe moarte. Și la un moment dat au adus măgarul și l-au pus într-o căpiță de fân și un bidon mare cu apă. Și bietul măgar acolo a murit de foame, că nu se putea hotărâ cu ce să înceapă, cu fânul sau cu apa. E trist, dragii mei, că așa se întâmplă. Și n-aș vrea ca în entuziasmul vostru tineresc, când vreți să le apucați pe toate, să uitați că, practic, totul începe cu o decizie fermă. Și dacă vă gândiți la Daniel, acela care s-a dus de lângă părinții săi, a fost dus în mod silit, a fost dus de lângă părinții lui în cea mai mare cetate a vremii, în Babilon, în capitala imperială. A fost dus acolo și unul dintre primele versete din Cartea Daniel, după ce ni se prezintă drama tinerilor răpiți de lângă părinții lor din casa lor și duși într-o cetate străină, primul lucru care apare acolo zice, Daniel s-a hotărât să nu se spurce în inima lui, să nu se spurce cu bucatele acelea. El s-a hotărât în inima lui. Totul începe cu o hotărâre. Ei bine, dragii mei, aș vrea astăzi, să înțelegeți fiecare dintre voi cine ia o hotărâre bună. Cine ia hotărârea să se țină de Domnul cu orice preț, pe omul acela îl binecuvântează Dumnezeu. Când vei face din Dumnezeu ținta căutărilor tale, când vei face din Dumnezeu sprijinul vieții tale, Dumnezeu te va binecuvânta. Uitați-vă care e cuvântul pe care l-a rostit Domnul celor ce aveau să asculte de el. Deuteronom, capitolul 28, cu versetul 13. Uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Deuteronom, capitolul 28, cu 13. Domnul te va face să fii cap, nu codă. Știți pentru cine e versetul acesta? Pentru cei care îl au pe Domnul. Domnul te va face să fii cap, nu codă totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. E așa de simplu cuvântul acesta care stă înaintea noastră. Dumnezeu cere ascultare de el și în rest Dumnezeu binecuvântează și Dumnezeu dă har. Ei bine, am citit în această zi despre un tânăr din Troa cu numele Eutih. Nu știu și nu știm niciunul dintre noi ce căuta Eutih la Troa. Poate era venit la studii. Or, în orice caz, Troa era un oraș mare, un oraș important. Era, practic, în Troa cel mai important port maritim din nord-vestul Asiei Mici. Unde era port în vremea aceea, era Circulație multă, era comerț mult, veneau oameni cu vapoare din străinătate, din alte părți ale lumii, veneau pe acolo, erau mărfuri de toate uh, felurile. Erau, cu alte cuvinte, lucruri care puteau să-ți atragă privirile, lucruri care puteau să te tenteze. Asta era Troa. Să fac o paranteză? Așa e și Timișoara. Un oraș care oferă multe, multe perspective multe, foarte multe posibilități. Ei bine, nu știm ce era cu Eutih în Troa. Poate era la studii, poate s-a dus acolo să facă bani, poate era cu părinții la Troa, habar nu avem. Biblia nu ne spune nimic despre aceasta. Însă, acolo la Troa se găseau de toate. Interesant, printre alte lucruri, acolo era și o adunare a creștinilor. Multe posibilități, multă destrăbălare, mult păcat, multe locuri frumoase, dar acolo era și adunarea creștinilor. Tentații de multe feluri. Orașul oferea atât de multe, și dintr-o dată un zvon prin Troa. Vine Apostolul Pavel cu echipa lui misionară la Troa se vorbește în oraș despre faptul că vine Apostolul Pavel. Creștinii s-au adunat la oaltă și Eutih vrea să fie cu creștinii. Probabil că a avut o educație bună de acasă. Poate că l-a cunoscut, a auzit despre Apostolul Pavel, poate a auzit epistolele lui citite aici și colo. S-a dus Eutih la adunare, dar și-a ales un loc interesant. Știți cum este la adunare? Mie mi se pare puțin ciudat aici la poarta cerului și de ce să nu folosesc prilejul. Cei ce vin la adunare, de obicei unde se așează, în care parte a sălii, ziceți dumneavoastră să nu zică ei că eu îi acuz. Unde? În spate. Oare de ce în spate? Vreau să vă spun ceva. Eu cred că erau acolo creștini la Troa, care voiau să fie cât mai aproape de Apostolul Pavel. Eu când am venit la Timișoara, trebuie să vă spun, am stat o perioadă la balconul copiilor. Păi ce am coborât de la balconul copiilor, am stat pe culoarul unei biserici foarte aglomerate, era pe strada Romulus. Culoarul unei biserici foarte aglomerate. Și fiți atenți, eram mai mic de statură, voiam neapărat să și văd, să și văd amvonul, să și văd ce se întâmplă acolo. Și era un biet frate mic de statură și el, dar mai în vârstă, fratele Babescu îi zicea, Câteodată eram la întrecere, cine să fie în fața lui cine. De ce? Voiam să văd, să gust din plin, să mă pot hrăni cu ceea ce este acolo. Ei bine, sunt sigur că au fost mulți care stăteau grămadă pe lângă Apostolul Pavel. Veți zice cei din spate, frate Nelo, avem amplificare acum, auzim bine. Uh, oricum e bine să fii în miezul la ceea ce se întâmplă pe plan spiritual, e bine să fii în miezul la toate. Ei, uh, Eutih însă s-a mulțumit cu un loc la fereastră. Și stând acolo la fereastră, Biblia ne spune de două ori. Pavel și-a lungit vorbirea și în timpul lungii vorbirea lui Pavel, Eutih a adormit și a căzut de la etajul 3 jos. Acum am o întrebare pentru dumneavoastră. Cine credeți că e vinovat pentru moartea lui Eutih? Eutih sau Pavel? Cine credeți? Ziceți că nu mă supăr! Dragii mei, vreau să știți ceva. Uh. Oamenii aceia au stat până dimineața, așa zice Scriptura, să asculte cuvântul. Apostolul Pavel se pregătea să plece. Oamenii aceia n-aveau resursele pe care le avem noi astăzi. Dar Eutih s-a mulțumit să stea la granița dintre două lumi, dintre lumea spirituală și lumea cealaltă. Frații mei și surorile mele, aș vrea să înțelegem ceva. Dumnezeu chiar ne vrea binele fiecăruia dintre noi. Nu știu ce a căutat Eutih la fereastră, de ce a iubit locul acela, de ce a stat pe fereastră, nu știu de ce a stat acolo pe fereastră. Dar știți cum e la fereastră? Și de aici auzi, dar mai auzi și de dincolo. Vezi și aici, dar vezi și dincolo. Și zic din nou, spiritul tineresc, acela care vrea să apuce cât mai mult, să audă cât mai mult, să știe cât mai mult, l-a motivat pe Eutic să stea acolo, la margine, la fereastră. Însă, dragii mei, vreau să știți că șederea la granița țării... Am o predică pe care am predicat-o la tineret cândva amestecuri fatale despre Iacov care s-a așezat la graniță, nu unde l-a trimis Domnul, s-a dus acolo, dar la graniță și acolo și-a pierdut fiica, pe Dina, care a ajuns să fie răpită de Sihem și uh, necinstită de el. Ei bine, dragii mei, soluția pentru noi, cei credincioși, nu este să ne mulțumim să stăm la graniță. Unii folosesc și expresia asta, Mie e și în rai, numai acolo, după, un pic după poarte, să fiu și în regulă. Frații mei și surorile mele, avem un Dumnezeu care are pretenții de la noi. Dragi tineri, dragi studenți, Dumnezeul nostru are pretenții de la noi. Cine știe care e cea mai mare poruncă din lege, a rostit-o Domnul Iisus, cine o știe să o zică cu voce tare? tare, tare că-i voie. O, ce timii ce, timis, ce timis sunteți! Cea mai mare poruncă din lege este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău. Asta vrea Domnul de la noi. Dumnezeu nu așteaptă jumătăți de măsură Dumnezeu nu se mulțumește cu niște amestecuri, un pic de bisericuță și un pic de discotecuță. Nu se poate așa! Dumnezeu vrea să fim mai Lui cu tot ce este în noi. Doamne, înțelepțește-ne pentru aceasta! Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi. Tineri care au înțeles că Dumnezeu este un Dumnezeu al excelenței. Uitați-vă la Iosif l-a slujit pe Domnul și atunci când Egiptul cu toate ale lui îi spunea, bucură-te de viață, trăiește-ți viața, părinții tăi nu sunt aproape, poți să-ți trăiești viața cum vrei tu, nu te vede Iacov, nu te văd frații tăi, trăiește viața cum vrei tu. Iosif a zis, cum aș putea eu să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu? Iosif a fost conștient de faptul că Dumnezeu îl vede oriunde. În orice timp și în orice loc. Daniel, vă spun din nou, uitați-vă la el. N-a renunțat la principiile lui, chiar dacă i s-au pus capcane și chiar dacă au încercat să-l prindă, și chiar dacă împăratul a dat decret și a zis: uh, Nimeni să nu se mai roage nu știu câtă vreme unui alt Dumnezeu. Daniel a zis: Nu. Eu de Dumnezeu nu mă las, indiferent ce ar fi. Dragi tineri, ați venit la Timișoara, după trei ani, după patru ani, după nu știu câți ani, veți primi diplome în mâna voastră. Dar stau și zic eu, la ce folos o diplomă universitară dacă îl pierzi pe Domnul? La ce folos? Pentru că dacă este ceva care contează, contează să rămâne mai Domnului. Acum, haideți să ne întoarcem la acest eutih, care se mulțumea să fie doar la fereastră, să fie un pic și el cu biserica. Așa este o altă expresie românească interesantă care zice să vrei să prinzi doi iepuri deodată și cine vrea să prindă doi iepuri deodată nu prinde niciunul. Voia să audă ce spune Pavel, dar nu voia să piardă contactul cu lumea, voia să vadă ce se petrece și în piață. Cu alte cuvinte, și cu lumea, și cu biserica. Această pendulare, vă rog să mă înțelegeți, această pendulare obosește nespus de mult. Și la un moment dat nu ești nici cu una, nici cu alta. Bieții nefericiți care vor să fie creștini lumești. Expresia aceasta este o expresie imposibilă. Dar atâția creștini vor să creadă că ei pot să fie și creștini și lumești în același timp. Știu despre cineva, un fiu risipitor, crescut în familie de pocăiți. Era pe la Cluj și gândea că face el și el fapte bune pentru Domnul. Umbla prin discoteci și când vedea pe câte unul crescut în familie de pocăiți sau pocăit pe acolo, dădea, îl îmbrâncea afară și dădea cu el afară, ce ca o aici, pocăitule? Dar el însuși era unul din ea. Dragi mei, nimic nu-i mai trist nimic nu e mai trist decât să încerci să slujești la doi stăpâni. Eutih a căzut. Nu vă mirați de ce a fi căzut el de la cato al treilea și n-a căzut în interior? De ce credeți că a căzut în exterior, adică de la al treilea etaj jos? De ce credeți că n-a căzut în interior? păreri. Pune-te, rog, pe ecran Eclesiastul, capitolul 11, cu versetul 3. Ia uitați-vă ce zice aici. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ, ori încotro ar cădea copacul, fie spre mează zi, fie spre mează noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Știi unde cazi? Înspre ceea ce ești a plecat. Înspre acolo cazi, înspre ceea ce ești a plecat. De ce a căzut Teutich de la etajul al treilea? Că nu era a plecat spre interior, spre ce spune Pavel. Era a plecat spre piață, că fluiera unul în piață sau se întâmpla ceva în piață și el voia să vadă ce e acolo. Și a căzut în exterior de la etajul al treilea. Ei bine, dragii mei, eu pun întrebarea asta. Spre ce ești tu înclinat? răspunde -ți ție. Să stai la granița aceasta dintre vremelnicie și veșnicie și să stai acolo la graniță este o nebunie. Să stai la granița dintre clipă și veșnicie, să dai veșnicia pe lucrurile trecătoare este cea mai mare nebunie. Ascultați-mă bine, e important să obțineți o diplomă universitară, e important să vă faceți o carieră, și zic încă o dată, Doamne, dă-le ajutor să poată învăța, să poată să obțină diplomele pe care și le doresc. Dar mai important decât orice este să rămâneți copiii lui Dumnezeu. Am auzit o statistică tristă. Zilele acestea am auzit-o. Ascultam și eu o predică și în predica aceea cineva zicea despre America, dar nu suntem departe. Deci a 90% dintre tinerii care pleacă din familii la colegii, 90% dintre cei ce pleacă la studii, 90% dintre ei își pierd credința în Dumnezeu. M-am întristat să aud asta. Și de aceea, dragi tineri, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu care are să judece vii și morții. Nu uitați că cel mai mare câștig pe care îl poate avea un om în viața aceasta este mântuirea. La ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, zicea Domnul Isus. La ce ar folosi unui om să câștige toate diplomele din lume dacă își va pierde sufletul? Însă am în bucuria să vă spun că sunt atâția care au trecut prin Timișoara, au câștigat și diplome, dar au câștigat și harul de a fi cu Dumnezeu întotdeauna. Pe vremea comunistă, absolvenții de facultate primeau repartiții. Erau repartizați în diferite locuri. Spunea, tu găsești post acolo și acolo. Era un tânăr care termina facultatea cinti Timișoara la agronomie și la un moment dat i-au pregătit un loc departe și a trecut așa un profesor pe lângă el cu multă enfază și a zis Hei, <laughs> acum te duci acolo, acolo, nu-i nici biserică, te văd eu acum acolo, că toți anii ăștia de facultate, tot biserică și biserică și misiune și misiune, te văd eu că te duci acolo unde nu-i biserică, ce te faci? Și el cu smerenie a răspuns, domn profesor, dacă nu-i biserică, vom face una acolo. Cine are inima pentru Domnul și este hotărât să trăiască pentru Domnul, va înțelege împreună cu mine că sufletul trebuie să fie pe cele mai bune mâini. Dragi tineri, asigurați-vă că sufletul vostru este în mâna Domnului, că poartă grijă de sufletul vostru. Și vă aduc aminte că Domnul vrea de la noi totul, să-L iubim cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea noastră. Aduceți-vă aminte de cuvântul din Scriptură care zice așa, că El își întinde privirile peste tot pământul ca să-i vadă pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui. El nu se mulțumește cu jumătăți de măsură. Dar ascultă-mă bine, dragul meu tânăr, când tu ești dispus să-i dai totul și Dumnezeu îți dă tot ce ți este necesar. Tot. E bine să ai o biserică locală la care să te raportezi. Dar ce Eutih n-a avut? Ce Eutih n-a avut biserică locală? S-a dus și el la biserică. Însă vă rog să mă înțelegeți, dragii mei. E important ca în biserica locală să fii unul dintre oamenii dedicați întru totul Domnului. Nu-ți ar fi de niciun folos să ajungi medic fără Dumnezeu. Nu-ți ar fi de niciun folos să ajungi inginer sau profesor fără Dumnezeu. Nu-ți ajută la nimic să fii farmacist sau aitist fără Dumnezeu. De aceea, astăzi, câteva lucruri pentru voi. Vă rog să luați în considerare, vă rog fierbinte, dragi tineri, tineri studenți, căutați să fiți în biserică nu numai cu trupul, ci și cu inima, și cu mintea, și cu trupul, cu tot ce ai, caută să fii în biserică. Și Eutih era cu trupul în biserică. Dar inima era afară, de aceea a căzut în afară. Dragi tineri, învățați să-l iubiți pe Domnul. De aceea vă chemăm. Țineți-vă de biserică. Învățați să-l iubiți pe Domnul și învățați să iubiți familia Domnului. Ați auzit ce spunea fratele păstor Eusebiu Stanila? Atâția s-au gândit la voi în ziua de astăzi. Surorile au făcut prăjituri. Departamentul de familie și-a deschis cămara. Cum îi zice cămara acum? Cămara domnului? Cămara, nu știu, că am citit pe grupul de familii. Erau chemați să vină cu, din cămara cu zacuscă sau cu ce, nu știu cu ce. Și-au deschis inima și gândurile spre voi, dar mai mult decât atât, vă rog să luați în considerare. Fratele Osebiu și-a deschis brațele, mi le deschid și eu. Ascultați ce vă spun. Biserica Porta Cerului vă primește cu multă dragoste. Cu multă dragoste. Aici puteți avea o familie spirituală, dar căutați să fiți în biserică, nu de formă. O, oh, câți au trecut prin biserica asta. Pentru că de când există biserica aceasta s-au lipit mulți studenți de ea. Pe câți am cunoscut în biserica asta și din aceștia care cântau, și din aceștia care slujeau într-un fel sau altul, și mai târziu, n-am văzut că încetează să-L mai caute pe Domnul și biserica. Și e trist. Dragi tineri, vă rog, nu vă pierdeți în Timișoara. Nu vă pierdeți. Căutați să fiți în biserică și cu inima, și cu mintea, și cu pasiunea voastră să fiți în casa Domnului. Învățați să-L iubiți pe Domnul și familia Domnului și va fi bine de voi. În al doilea rând, caută să te uiți cu ochii spre ceea ce este înăuntru în casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, nu spre ceea ce este afară. Avem telefoane, avem tablete. Spre ce ne uităm cu ochii noștri? Eutich s-a uitat spre piață. Eutich s-a plecat spre piață, spre ceea ce era afară. Vă rog, căutați ca ochii voștri să admire ceea ce merită să fie admirat. Copilașilor, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, scria Apostolul Ioan altă dată. Delectați-vă uitându-vă la ceea ce vă poate zidi. Uitați-vă înăuntru, nu vă uitați în afară. De asemenea, căutați să cultivați lucrurile spirituale în viața voastră. Vă rog să investiți timp în cele spirituale. Investiți timp în părtășiile frățești cu tinerii. Ați văzut că slujba de astăzi a fost cu responsabilii de la tineret, cu Velisei, cu Iani și alții sunt de la tineret aici. Toți aceștia vor să creeze un cadru ca tu să poți să stai lipit de Domnul, să poți să stai aproape de Domnul. De aceea, Vă rog Cultivați interes pentru lucrurile spirituale. Dacă e atâta superficialitate în lumea de astăzi, atâția oameni care vor să fie nu prea prea, nici foarte, foarte, să nu fie ei nici tare bisericoși, nici tare lumești și încearcă pe cărările astea de mijloc. Dragii mei, să nu ne înșelăm. Noi trebuie să fim cu totul și cu totul dedicați Domnului. Și vreau să îți spun ceea ce am mai spus de altfel. Nu uita că satan este un vânător de suflete. Să nu uiți! Pe Samson l-a doborât printr-o printr fată pe care a văzut-o la Timna. Pe Samson la, prin asta l-a doborât. Pe Iuda l-a doborât prin dragostea de bani. Pe alții a doborât prin dorința de senzație, de ceva interesant. N-aș vrea să fie așa, dar sunt dator să-ți spun că în Timișoara, diavolul va căuta să urmărească sufletul tău. Însă eu stau în numele Domnului la învonul Bisericii Porta Cerului ca să-ți spun, dragul meu tânăr, nu uita că cel căruia îi pasă cu adevărat de sufletul tău și vrea să facă bine sufletului tău este Domnul. Nu lăsa sufletul tău să fie furat de ispitele lumii acesteia. Caută să fii conștient că diavolul vrea să te vâneze și ca să poți face față uh, ispitelor cu care vine diavolul, sunt câteva lucruri pe care aș vrea să te rog să le iei în considerare. Unu, lipește-ți sufletul de Domnul. Și toți tinerii au voie să zică: Amin. Lipește-ți sufletul de Domnul. Ascultă-mă bine. Desimți simți că sufletul tău vrea să se dezlipească de Domnul și să hoinărească spre alte locuri, vină înapoi, lipește-ți sufletul de Domnul. Apoi, cultivă starea de vorbă cu Domnul, adică rugăciunea, învață să stai de vorbă cu Domnul. Mulțumesc! Învață să meditezi la ceea ce spune Domnul. Și asta este foarte important. Vei avea multe cărți de citit, vei avea multe cursuri de parcurs, dar te rog să nu lipsească de pe masa ta cartea asta. Citește și meditează la cuvântul Domnului și va fi ferice de tine. Și de asemenea îți spun, înconjoară-te cu oameni spirituali. Știu că sunteți la vârsta marilor prietenii, știu că vă împrieteniți ușor, vă faceți ușor, prieteni, dar vă rog frumos, uitați-vă bine cu cine vă împrieteniți. Pe atâția tineri prietenile i-au dus pe cărările pieirii. Pe atâția tineri anturajele greșite i-au dus la rătăcire totală. De aceea vă spun, înconjurați-vă cu oameni spirituali, cu oameni care îl cunosc pe Domnul și care îl iubesc pe Domnul. Și de aceea spun, Biserica Poarta Cerului, este un loc unde tu poți să găsești și prieteni buni, tineri credincioși cu care și alături de care să-L cauți pe Domnul. Ați venit la școală. Există un principiu, vă rog să mă ascultați, un principiu dumnezeiesc în Scriptură, Eclesiastul, capitolul 3, cu versetul 1. Zice așa, toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub cerul ceruri își are ceasul lui. Dragi tineri, nu uitați, ați venit pentru școală la Timișoara, pentru școală. Trebuie să faceți școală. Ce ați zis? Trebuie să faceți școală. Am mai spus exemplul acesta, cu părere de rău l-am spus. Niște bieți părinți de departe m-au sunat cu atâta bucurie, să frate Nelu, mi-au spus, Fata noastră a intrat la medicină în Timișoara. Vai, ce bine, o să vină, o să fie, ce bine, ce bucuroși erau de viitorul fetei lor. Și a venit fata lor la Timișoara și a rămas școala pe plan secundar și Dumnezeu pe plan, nu, nu doar secundar, pe nu știu ce plan a rămas. Și fata și-a făcut un prieten, și după anul întâi a devenit mămică, într-un mod neplăcut. Praful s-a ales de școala ei, praful s-a ales de visele părinților pentru că a uitat că orice lucru și-are vremea lui. Dragi tineri, omului Dumnezeu pe care îl fericește Scriptura, tot ce începe, duce la bun sfârșit. Dar ca să poți duce totul la bun sfârșit, ascultați-mă, știți cine ne poate ajuta la asta? Cine? Ziceți voi, tare, tare! Domnul! Domnul și numai El! Tocmai de aceea, tot ce faceți, e vremea să faceți școală, faceți-o, dar cu Dumnezeu la cârmă. E vremea să lucrați, lucrați, dar cu Dumnezeu la cârmă. E vremea să vă faceți prieteni, faceți-vă prieteni, dar cu Dumnezeu la cârmă. Toate lucrurile să le faceți în așa fel încât viața voastră să fie condusă de Domnul și de veți face așa. Va fi ferice de voi, va fi ferice de părinții voștri care se vor bucura de voi și va fi ferice și de noi care ne vom putea uita cu bucurie spre voi și vom zice iată un tânăr care a crescut bine și care a rămas crescut bine și care a rămas pe brațul Domnului. Domnul să vă binecuvânteze!